Din totdeauna oamenii au știut să ridice ziduri. Chiar suntem specialiști în a construi ziduri. Dacă vă aduc aminte de zidul Berninului sau de cortina de fier, să nu mai spun de marele zid chinezesc, zidurile sunt bune pentru că protejează, delimitează, dar zidurile nu sunt bune în relațiile pe care le avem. Așa că te provoc în ziua de azi să te gândești dacă tu în relațiile tale ești deschis sau faci ziduri. Categoric ridicăm ziduri când criticăm mai mult decât apreciem. Și cred că suntem de multe ori în impostaze în care de multe ori mai degrabă scatem ochii sau vedem ceva negativ decât să spunem lucruri pozitive de apreciere sau de încurajare. Așa că să dărâmăm zidul acesta în care Face ca relațiile noastre să fie greoaie din cauza criticilor pe care le aducem unii altora. Mai mult, ridicăm ziduri atunci când, în loc să fim pozitivi, suntem mai degrabă negativi și întotdeauna vedem partea mai goală a paharului. Adevărul este că privința aceasta fiecare este atacat dintr-o parte sau din alta de lucrurile care vin ca o presiune pe, pe viața lui și tindem spre lucrurile negative cu atâtea probleme, cu atâta izolare, cu atâtea greutăți, cu atâtea știri, relațiile noastre poate pot să ajungă într-o situație de negativism. De aceea te provoc să dărâm zidul acesta și să încercăm să fim mai optimiști. Pe lângă toate acestea, cel mai frumos lucru este că atunci când ai o relație cu cineva, să încerci să fii credincios. De ce? Pentru că însuși Dumnezeu ne spune că El a dat zidurile la o parte Cristos a murit și perdea s-a rupt ca să avem acces, să avem o relație liberă, frumoasă, curată. Doza de zilnică de speranță de astăzi se referă la posibilitatea de a nu face ziduri în relațiile noastre. Și dacă le-am făcut, cu ajutor de sus, să dăm la o parte, să nu mai fim critici, să nu mai fim negativiști, ci din potrivă să fim pozitivi și să fim oameni care apreciem ca să avem relații bune și frumoase. Îți doresc din toată inima binecuvântare relațiile pe care le ai.